Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, alături de câțiva primari PSD, au tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că proiectele finanțate prin PNDL au rămas fără bani de la bugetul central. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis în data de 22 iunie o adresă prin care informa Consiliul Județean Călăraș că fondurile pentru finanțarea lucrărilor PNDL au fost epuizate. Tema zilei pentru Partidul Social Democrat și nu numai pentru el, pentru tot județul Călăraș, este la momentul ăsta Programul Național de Dezvoltare Locală. Am primit la Consiliul Județean că toți beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală, Ministerul Lucrărilor Publice și Administrație, a epuizat creditele bugetare alocate Programului Național de Dezvoltare Locală. E vorba de o adresă 75.294 din 22.06.2021, care ne-a fost transmisă la Consiliul Județean. Eu, prin intermediul dumneavoastră, vreau să trag un mare semnal de alarmă ce se întâmplă astăzi la nivelul localităților din județul Călăraș. Și ca să dovedesc aceste lucruri și să vin în întărirea lucrărilor și promisiunilor pe care guvernul le-a făcut și nu le-a respectat, aș vrea să vin cu colegii mei primari care au proiecte, cei mai importanți primarii Partidului Social Democrat, care au proiecte în localitatea domniilor lor și să spun așa, domnul Nicolae Rujnoveanu, primarul Comunei Ruseți, Cornel Alexandru, Comuna Ileana, primarul municipiului Călăraș, Marius Duce, Gazu Aurel, primarul Comunei Burcan și Lucian Vasile, primarul Comunei Vasilați. Sunt primarii importanți care au proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală, iar acum situația ne pune să tragem un mare semnal de alarmă și să cerem guvernului să facă rectificare bugetară, să aducă bani pentru a completa, să spunem, bugetul Ministerului Dezvoltării, să putem să continuăm proiectele pe care le avem începute. Aș vrea să dau cuvântul fiecăruia din cei prezenți primarii să vă spună problemele și proiectele pe care le are de implementat și cu această adresă pe care Ministerul Dezvoltării a blocat, să spunem, finanțarea proiectelor în comitet. Domnule Rujnoveanu, proiectele dumneavoastră din comunitate sunt proiecte importante pentru județul Călăraș. Vă rog. Deci toată lumea știe, atât presa, cât și conducerea Consiliului Județean știe că în Comuna Roses s-au făcut foarte multe lucrări și suntem beneficiari mai multor proiecte în execuție. Dar haideți să o luăm cu PNDL-ul, problema despre care se discută astăzi. Pe PNDL am o lucrare în modernizarea școlii. Numai eu știu cât s-a muncit ca să putem să o aducem pe linie de putere și procesul de învățământ să se deruleze așa cum trebuie la nivel de localitate. Știți foarte bine despre ce e vorba, să desfășoară această activitate în 5 corpuri de școală și din care 3 dintre ele sunt peste 100, funcționează de peste 140-150 de ani. Ce vreau să vă spun, la ora actuală, de fapt, se lucrează, mai sunt foarte puține lucrări de executat, lucrări în jur de 500 de mii de lei, atât mai sunt de executat. Dar trebuie să vă spun un singur lucru. La ora actuală eu am 4.210.884 de lei documente depuse și situații de lucrări executate și depuse la Ministerul Dezvoltării. Eu trebuie să-mi completez acești bani pentru că de modul cum se derulează cheltuielile depind celelalte proiecte și celelalte lucrări pe care le am în execuție la nivel de comună. De exemplu, la proiectul rețea de apă și canalizare, eu din sumele pentru dezvoltare deja am cheltuit 4 milioane de lei plătiți la această lucrare care se derulează pe PNDR. Eu trebuie să recuperez banii să mi-i duc la acest capitol de dezvoltare. Extindere rețea electrică. Am, de fapt, partea mea de achitat
la această contravaloare a mea, coparticiparea mea la execuția acestui lucrări, e de 800 de mii de lei. Dacă eu nu recuperez toți banii pe care eu am plătit la PNDD, n-am cu ce să continui aceste lucrări. Nu știu cum se poartă discuția, dar nu cred că este normal că atunci când începe o lucrare să nu o duci la bun final, când ai un grafic de execuție și nu știu ce. Noi ne-am gândit și știm bine ce a făcut și fiecare coleg al meu știe acest lucru. Ei știu bine ce au de făcut. Nu știu, n-am crezut niciodată că guvernul nu este în stare să rezolve problema așa cum este. Sau, spre exemplu, dacă tot avea de gând să întâmple ceea ce se întâmpla, de ce trebuia să gândească de un an de zile, deci cu un an de zile mai înainte, ca noi să știm să ne programăm cheltuielile. Altfel, rămânem un punct cu foarte multe lucrări și nu mai avem nici bani disponibili în buget ca să putem să acoperim. Deci să ni se restituie banii pe care am cheltuit, măcar ca noi să derulăm cât putem pe banii noștri. Înțelegeți ce vreau să spun? Eu cam atâta mai eu sunt nemulțumit total de ce s-a întâmplat. Eu cred că aceste lucruri trebuia prevăzute cu un an de ține mai înainte, ca noi să știm ăștia din teritoriul primarii care, da, sunt la ora actuală, ei trebuie să știe un an înainte ce se prevede din punctul ăsta de vedere. Cam atât am spus. Mulțumim domnului primar Nicolae Răjnoveanu, primarul comunei Ileana Alexandru Cornel. Bună ziua! Vreau să vă spun că localitatea Ileana este formată din 9 sate și aici m-aș lega un piculeț și ce înseamnă lungimea de drumuri comunale și străzi de acces către gospodării, unde se ajunge la 120 de kilometri. Pentru localitatea Ileana, Programul Național de Dezvoltare Locală înseamnă mult, ba chiar foarte mult. Avem în execuție, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 5 proiecte. 3 pentru 3 școli, ce înseamnă modernizare și reabilitare. Este vorba de școala de la satul Florica, de la satul Arțari și satul Ștefănești. Mai avem și alimentarea cu apă de la satul de reședință, de la satul Ileana și o asfaltare de 25 de kilometri. Sumele pe care noi le avem de rest de execuție se ridică undeva la aproape 5 milioane de lei. Sper ca guvernanții noștri să se abrece un piculeț, prin colaborarea pe care trebuie să o facă, să revină și, printr-o nouă hotărâre, să dea drumul la finanțări, pentru că vom fi blocați. Contractele noastre, pentru că ne-au cerut și o situație până la 31 decembrie, de fapt, pe situația aceea, am spus că voi finaliza acele lucrări și chiar dacă va fi o surpriză sau poate voi surprinde pe foarte mulți dintre noi cei prezenți, prin eleganță le-aș ruga pe domnul Ciprian Pantea, pe domnul senator, pentru că în momentul de față se află la guvernare, așa cum a făcut-o în momentul în care a fost președintele nostru, președintele Partidului Social Democrat la nivel de județ, și în acea perioadă a ajutat foarte mulți, dacă nu pe toți primarii PNL, și ori de câte ori mi-a cerut un sfat pe speța aceasta, eu chiar am fost de acord, pentru că așa este frumos, pentru că nu primarii, noi doar reprezentăm localitățile. Beneficiarii sunt cei din comunități, deci toți locuitorii județului Călăraș. Și de aceea îl rog să aibă în vedere să se poată finanța aceste proiecte și pentru atât pentru primarii PNL, cât și pentru primarii PSD. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, domnului primar Alexandru Cornelu, primarul comunei Ileana. Vasileaș, Lucian Vasile, unul din cei mai, să spunem, valoroși primari ai Partidului Social Democrat și cu proiecte Programul Național de Dezvoltare Locală. Mulțumesc, domnului președinte, bună ziua! Ce să vă spun, și la Vasilea sunt probleme. Ar fi păcat să fim blocați, pentru că am deja în derulare 4 școli și sunt mai avem puțin de contat, am mai de contat și de la Consiliul Local și așteptăm să ni se returneze. Avem o unitate dispensarul, care tot așa mai este puțin și contractul clar că nu putem să finalizăm aceste lucrări și suntem nevoiți să stagnăm. De-aia rog, așa cum a rugat și domnul
primar anterior, chiar pe domnul Ciprian, să insiste, așa cum a insistat și pentru primarii foști PNL, să nu țină cont de culoarea politică și să facă, într-un fel, să ne ajute și pe noi să putem să terminăm aceste unități de școală, având în vedere că mai este un pic și anul școlar poate la ușă. Cam asta am avut de spus. Mulțumim, domnului primar. Mulțumim. Vreau primarul comunei Curcani. Mulțumesc frumos, bună ziua, vă salut și eu. Pot să vă spun că prin PNDL avem 4 proiecte destul de mari. Primul proiect este reabilitare și modernizare primăria, asfaltare în comuna Curcani, înființare rețea canalizare și înființare dispensar uman. Aș vrea să trag un semnal de alarmă vorbind de dispensar. Dispensarul n-a fost bine devizat și nimeni nu vrea să participe să liciteze. Îmi doresc ca să pot să duc mai departe acest proiect, să-l refacem și să ne se apropie. Și îmi doresc chiar cele 4 proiecte să fie duse la bun sfârșit. Și vă mulțumesc. Mulțumim, domnului Gazu Aurel, primarul comunei Curcani. Și acum primarul municipiului Călăraș. Da, bună ziua. Și la Călăraș avem pe PNTL, avem o creșe, pentru că, cum bine știți, copiii noștri au nevoie unde să stea. Noi ne-am gândit să facem această creșe în cartierul Bărbureni. Este o creșe în valoare de 2.700.000 de lei și o să aibă undeva aprobat la 30 de locuri. Dar, din păcate, am fost la București chiar acum 2 săptămâni să iau toate datele și să începem. Deja ne-am trezit că s-a blocat. Deja acolo aveam toată gândirea de a face un loc de joacă pentru copii, complementar celui care este la creșe. Situația este complexă. Și nu numai. Dacă ne gândim numai, vorba numai de PNDL, vedem că toți care suntem aici avem și pe CNI, pe Compania Națională de Investiții, și acolo este problema, pentru că nu se finanțează deocamdată nimic. Sper ca la rectificare să fac o rectificare cât de cât mai repede, care să finanțeze toate aceste lucrări, pentru că avem nevoie, nu pentru noi, avem nevoie pentru comunitate și în felul acesta putem să ne dezvoltăm. Noi la copii ne gândim în continuare, pentru că mai avem un proiect pe fonduri europene de modernizare și extindere a creșii care o avem, cu încă 60 de locuri, pentru că știți foarte bine, avem nevoie pentru copii unde să lasă părinții copiii în siguranță. Vă mulțumesc și sper că acești guvernanți să audă și să ne finanțeze aceste lucrări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar Marius Dulcea. Acum aș putea să spun, luând din contextul și din cei care au spus câteva cuvinte, că la ora actuală conducerea Partidul Național Liberal, Organizația Călăraș, și aici am ajuns la Ciprian Pandea, că a fost pomenit de domnul primar al comunei Ileana și de domnul primar de la Vasilați. Și aș vrea să trag să-i spun și domnului președinte Emil Dumitru că la ora actuală e în așteptare PNDL 3, să facă tot ce înseamnă posibil ca în continuare să continuăm proiectele pe care sunt pe PNDL 2 și să demarăm un viitor parteneriat cu organizația PNL și să continuăm dezvoltarea județului Călăraș. Și acum, în încheiere, aș vrea să spun, da, am avut alegeri locale în săptămâna care a trecut, e vorba de duminică, 27 iunie, ne-am reconfirmat poziția câștigată la Comușani, am candidat la Cuzavodă și a reconfirmat PNL-ul poziția de primar, deci la ora actuală suntem în aceeași configurație județeană, 27 primar PNL, 27 primar PSD și un candidat al Partidului Popular pe USL. Da? Deci la ora actuală configurația județului nu s-a schimbat, rămâne aceeași. Pentru toate astea, dacă aveți întrebări. Nu vreau să vă întreb cum e posibil bugetul național e aprobat în martie și 3 luni mai târziu mi se spune sau mi se spune că nu mai sunt bani. Cum a fost făcut acel buget? Cred că acel buget n-a fost, incluzând, să spunem, și PNDL 1 și PNDL 2. Din acel buget s-a decontat și resturile rămase din PNDL 1 și PNDL 2 și el a fost consumat în termen foarte scurt. În 3 luni de zile, bugetul a fost epuizat. Asta e explicația pe care am. Câte proiecte aveați în regulare la nivelul măsurii județului pe care
5 proiecte am la nivelul Consiliului Județean pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Ele au fost, să spunem, la momentul ăsta continuă finanțarea. Încerc să reasigur finanțarea din bugetul Consiliului Județean, pentru că în aceasta trebuie să spunem că putem să finanțăm din bugetele proprii și să ni se deconteze mai târziu aceste sume ca să nu oprim lucrările cu cei care au contractul câștigat de lucrări. Marea problemă pe care și rog pe cei care astăzi au lucrări în județul Călăraș, constructorii, să aibă încredere că facem toate demersurile cu administrațiile locale ale județului Călăraș, cu ATU-urile din județul Călăraș, să asigurăm cofinanțarea din surse proprii, să nu întrerupem lucrările. Întreruperea de lucrări ne va crea prejudicii pe care nu o să putem să le mai reparăm în viitor. De aceea spun să continuăm lucrările, să avem speranța că bugetul național va fi rectificat și sumele pentru fiecare administrație locală din județul Călăraș va fi decontate.